Furt ca în filme la bălți. Un bărbat mascat a intrat în oficiul unei companii de microcreditare și a furat de acolo 17.000 de lei. Potrivit poliției, în încăpere se afla doar o singură doamnă. A intrat, deci și-a cerut banii, a luat preventiv 17.000 de lei. Se petrec măsurile corespunzătoare într-o stabilire persoane. Ulterior revenim cu informații. Potrivit șefului IP Bălți, în sediu nu activa niciun pașnic și nici nu era dotat cu sistem de pază. Nu avea nimic. Dar a speriat-o pe domnișoară, domnișoara, părere de rău, sediul nu era păzit așa cum este necesar, deci, deși a fost anterior informat despre faptul întrebuiințării măsurilor de pază corespunzătoare prin sesizare, părere de rău, administratorul n-a executat propunerile poliției. Și uite că în rezultat avem ceea ce avem. Martorii oculari sunt șocați de cele întâmplate. Aceștia spun că nici nu și-au dat seama cum s-a produs totul. Мы ничего не знаем. Мы думали, что какую-то банку грабили. Изначально мы не знали, что тут кредит этот ограбили. Ну, поліція була вся, і карабінери, і комісар приїхали, і всі приїхали. Просто в шокі, що таке може бути. Плохой поступок, но в наше время все можно ожидать. Ангажата філіалі не оферит нічого коментарів журналістелор. На зіва. Рода кисти посібно не оферит цьому коментарю. Oamenii legii fac investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru identificarea suspectului.